Un tânăr s-a folosit de iubita și sora acestuia pentru a strânge bani de un BMW. El s-a transformat în proxenetul celor două tinere, publicând anunțuri online în numele lor și încasând banii rezultați în urma activității prestate de acestea. În februarie anul trecut, polițiștii s-au autosesizat cu privire la faptul că un tânăr își determinase concubina să se prostitueze în folosul lui în diverse apartamente închiriate în regim hotelier în centrul Iașiului, informează aloiași.ro. El se ocupă de publicarea anunțurilor necesare pe internet, actualizarea acestora, racolarea de clienți folosind contul de Facebook al fetei, transportul către clienți, cumpărarea de prezervative și paza. Tot el era cel care încasa și banii, supraveghind totodată îndeaproape activitatea fetei, impulsionând-o atunci când avea impresia că nu muncește destul sau intervenind pe lângă clienți atunci când era epuizată. În activitate a fost cooptată și sora individului, cele două fete lucrând deseori împreună. Bărbatul își luase toate măsurile ca activitatea fetelor să nu provoace suspiciuni, schimbând des apartamentele în care acestea lucrau și atrăgându-le atenția să nu facă prea mult zgomot pentru a păstra discreția și a nu deranja vecinii. O bună parte din banii câștigați de fete se duceau pe traiul luxos, inclusiv pe cumpărarea de alcool și droguri. În 2019, bărbatul și-a cumpărat un BMW X5 din 2011, pe care a plătit fără să clipească 43.000 de lei. Bărbatul și-a recunoscut faptele în fața instanței, vârsta ca și lipsa antecedentelor penale și faptul că era cunoscut în colectivitate ca o persoană responsabilă și liniștită, au condus și ele la o pedeapsă ușoară. Nici fetele introduse în cauză ca părți vătămate nu au dat prea mult ajutor anchetatorilor și nici judecătorilor, neconstituindu-se părți civile în dosar, relatează mesajul.ro.